Ce ai făcut, Leo? Dar n-am băut-o toată. Ce-ai băut, Leo? Cine-i de vină? Eu? Eu sunt de vină? Ia de sticla să o vedem. Unde-i sticla? Unde-i prieten? Atunci o iau acasă. Ia rolul patronă pe cuvântul meu dacă vorbim. Ai voie să faci reclamă la apă? E apă sau e țuică? E apă. Ia apă, prieteni. Uite cât am băut din iarta, am băut 100 de grame. E țuică, 100%. Este și o, să uite strehaia, să uite tot. Înțelegeți, nu mai știu nici eu ce mai vreau, ce mai... Sunt cu nervii la pământ. De ce ești, Cătăline, cu nervii la pământ? Sunt cu nervii la pământ. Păi de ce? Degeaba mă filmezi. Te-ai înșelat oficiala? Nu mă, ești prost. Bă, sigur? Bă, Cristi, ești nebun. Bă, mă, auzi că te-ai înșelat. Adică acum nebune și te duci la strehaia. Iei trenul și te duci imediat, a? Stai, mă, liniști, că am glumit. Cătăline? Da, mă, aspirina, oricum. Mai vreau să mai stau o perioadă pe aici, am zis. Plus de asta mai ajung și o pe Leo pe aici. O perioadă de 2-3 zile și pleacă. Băi, da, nu e rușine, adică ne-am mai certat, mi-am mai dat câte una, câte două, nu? Ce? Păi zic public este asta, nu e rușine, că nu trebuie să... Ia uite că zici sincer, dacă te-a bătut vreodată, auzi. Da, mă, eu n-am putut să dau în ea pentru că nu dau într-o femeie, pentru că dacă dai într-o femeie, zice acolo, te consideri bărbat. Lenuța și că Marie e în febră da. Și hipanara. Mai nu că doar că are o firă, eu înțeleg, pentru că ea nu se poate controla când are nervi. Mă rog, dar astea sunt detalii, nu vreau să intrăm în detalii personale. Cătăline, poți să te uiți la mine, că adică eu pot să-ți iau interviu să rămână pentru eternitate, că pe urmă nu mai recunoști ce ai spus. Puneți întrebări, prieteni. E la interviu acum, Cătăline, chiar dacă nu se uită în cameră la mine, nicio problemă, e atent acolo la aspirina să o vadă pe Simona. Stella, nu e așa ușor, îți dai seama, e greu. Dar Simona, nu ești curios, o vezi tu pe Simona? Bă, lumea zice multe, dar nu mai contează ce zice lumea, știi? Contează ce e bine pentru tine. Dar Simona, ai văzut-o? Cum arată Simona? E blondă, brunetă? Cum e? E blondă, cu ochi albaștri. Mame, exact ce caosul pe stilul tău. Câți ani are aspirino? Oh, mi-a stricat filmul ăla. Neortodox? Nu mă dau jmecher. Deci m-am dat vreodată un jmecher să-mi scrie cineva aici în ceas. Mă, Cătăline, dacă soția ai casa și alte cele, sunt făcute de tine sau? Nu. Sunt ale tatălui meu. Ale. Ia uitați, prieteni, ce priveliște. Doară București. Vedeți? Copter, prieteni. Cătălină își caută gagică. Păi eu vreau să mă mor la strehaia. Ah. Ca să te muți la strehaia, nu știu, e greu. E greu, da? E greu că trebuie să o dea pe Anca afară și... Na. Asta e foarte greu, complicat, îmi pare rău, Cătăline, dar na, să știe toată lumea că tu, că tu îți cauți iubită pe TikTok, vedeți, prieteni? Îți caută iubită pe TikTok, blondă, cu ochii albaștri. Nu, Cătălin? Nu cauți? Nu recunoaște, nu e nicio problemă, nu recunoaște, dar l-am prins. Pun o melodie. Dar ceva așa mai ritmat. Ce zici? Te-am văzut pe TikTok. Da, am văzut-o pe TikTok, Simon. Ți-ai chemat-o la București?
Vine la București, a zis? N-așa dă bine cu stânga. Nu am o tutorină. Ai și nașa, ai și nevasta acum. Păi vine la București sau nu vine Simona? Păi nu știu, așteptăm aici. Să vedem dacă vine Simona la București. Că tu ai invitat-o, dar acum trebuie să vină și ea, nu? Da. Păi de unde e Simona? Din Brașov. Ah, nu departe. Ce cât? Te duci la Brașov? Merg. Te duci la Simona? Păi și ce ai zis? Că mă lași pe mine aici cu Leo? Da. Păi și cu ce te duci? Cu trenul? Sau cu mașină? Zi pe bune acum. Te duci cu mașina sau cu trenul? Deci gata, ți-ai făcut program. Când pleci? Când pleci, Cătălin? Pleci în seara asta? Cam așa. 150 de kilometri până la Brașov. Vrei să te duc eu? Nu, mai e ceva. Vrei să te duc eu? Nu mai fost niciodată la Brașov. Dar vrei să te duc eu? Zic ca să-mi fac plan. Ăla... Te duc eu sau? Nu știu. Pe zi ca să-mi fac plan, să ori te duc, ori nu te duc. Stai ce și-a pus Leo alarma? Ai, telefonul ăla. Ce faci, Cătă? Băi, mănânc și eu din purcelul ăsta. Păi să-i de la botez? Da, e de la botezul de la Strehaia. Tu vorbești serios? Da. Ai primit acum? Da. Și mănânc și eu așa, frumos. Păi hai să văd cum mănânci tu frumos. Ia pe tocător. Dar știi ceva? Dar ce e la purceluș? De la la rotisor? Sau ce e? Asta? A. Nu mai zic acum că... Au, n-ai voie să zici? N-am voie. Și n-ai voie nici să e tai? E ceva bun. Ceva bun? Ia. Păi zici ce e? Uite. Să știe prietenii. Uite ce e asta. Ce e ăla? Stai să arăt. Ia uitați prietenii. Poftă bună. Și ce mai e aici? Tobă, ce e aici? Mi-a dat exact pâinea. Pâine de la botez. Auzi, dar vezi că dacă se întâmplă ceva, nu răspund. Crezi că e în regulă că mănânci așa? Da? Asta ce e, curcan? Da. Pulpă de curcan? Nu. Să mănânc și eu? Da. Nu mănânc de la neamuri puternice, nu. Nu vreau. Da. Ce ai dat-o pe jos? Asta e. Pun-o la loc. Sau arunc-o pe geam pe la câini. Uite. Nu arunc pe geam. De ce? Arunc la câini. Păi da, poate așa trecea un câine să mănânce. Îmi dai mie să mănânc de la neamurile puternice? Cei care l-au băgat pe Leo, ha? La Mititica? Eu așa am înțeles. Bă, nu știu. Bine că a avut certuri cu ei, la treaba lor, dar nu mă bag eu. Eu nici m-aș fi dus, dacă era să fiu invitat la botez, nu m-aș fi dus. Cum să mă duc? Tu te-ai fi dus la botez? Dacă nu te luau Leo aici la București, a? M-aș fi dus să se fi dus și Leo, să fim toți forță. Da, da. Eu înțeleg pe Leo că nu s-a dus, că... Da, na. Așa e Leo. Adică Leo are dreptate. E, vezi? Asta zic. Și ce faci? Te pregătești să pleci cu Leo în oraș? Foarte multă mâncare în frigider, dar parcă asta nu mi-a făcut cu ochiul. Poftă bună, mănâncă să prinzi forță. Asta uite, e gustul meu. Ai cheia aici? Nu vrei? Nu vreau totorină. Ești sigur? Sigur. Nu știi ce-i bun. Stai așa. Ce-i asta? Ce-i asta, că nu știu. Ăsta
Nu știi? Păi uite cât a țâmpul. Struț? Struț, mă! Am zis! Am zis înainte. Bă, tu vorbești serios? Da. Deci ăsta e de struț? Ia știu puțin. Eu crezi că e de curcan. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. E pui de struț. Pui de struț? Tu vorbești serios? Și de-aia mănânci acum? Știi cum e? A. O să te faci înalt. O să crești. Cât struțul. O să ne facem struț. Păi da. Mă, dar deja nu mai pot, am mâncat prea mult. Mănâncă ușor. Mă. Mâncă ușor să nu te neci. Uite, a venit poliția să te... Desigur că nu. Sunt sigur. Nu vreau... Nici nu știu cum e gustul la struț, dar nu... Nici nu vreau să aud. Da? Da. Eu mănânc de carne de porc și carne de... de pui și atâta, nu mănânc altceva. Înțelegi? Da, și carne de vită, dar nu sunt așa... Mâncarea, până înapoi casă, ăla... Păi da. Păi, până la loc. Așa, bravo. Să-ți fie de bine, Cătălin. Cătălin, 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 care are portofelul plin, buzunarul plin, cum e aia? Hm? Prieteni, acestea fiind spuse, vino să facem o poză, Cătălin. Dai. Lasă, tu doar trebuie să zâmbești. Mhm. Gata, a făcut poză. Poză de profil. Dar vezi cum se vede de la lumina aia, acolo nu se vede clar. Că bate prea tare, uite așa. Așa. Da? Eu zic să te bagi la somn acum. Mamă, deci nu cai? Hai, bă, uitați, prieteni, cu Leo, cu Totorino. Ei pleacă cu Uber-ul și eu mă duc în altă parte. Spate, nu? Ai voie în spate? Mă, da. Hai, vorbim, Leo, pa! Cristi Pamenti. Uite pe Cristi, prietenul tău. Bună! Lena! Lena, mă! Bă, după voce i-a recunoscut-o, dar nu-mi-am dat seama. Mamă, ce frumoasă e! Te pup! Auzi, pa! Auzi, hai, pa, vorbim! Am ieșit iar la plimbare, prieteni. Ce credeți, prieteni? Pe Cătălin l-au dat afară, l-a dat afară Tommy de la Sehaia, de-aia stă cu Leo la hotel. L-a primit Leo pe Cătălin. M-au văzut acum că au spus pe TikTok. La sol moment. Nevasta lui, Anca, a fost la botez și a dansat cu altul. Ce situație grea este Cătălin. Îmi pare rău pentru el, dar asta e. N-ai ce să-i faci. Bine că l-a luat Leo și Leo are grijă de el, dar și Cătălin are grijă de Leo. Adică, na, e bine asta. Hai că revin, prieteni, că aici e cam întuneric. Prieteni, să mă anunțați și pe mine care vă uitați la ei. O să încerc să mă uit și eu, nu știu pe unde, pe la patroana, să vedem cine a fost la botez. Am înțeles că Ursul și Alin n-ar fi fost la botez. Foarte bine. Eu îl înțeleg pe Leo de ce nu s-a dus la botez. Pentru că persoanele respective, adică rudele lor, l-au băgat pe Leo la Mititica. Vă dați seama, să fii în pielea lui Leo, nu accepti așa ceva să te duci, mai ales din familia lui, dacă patroana s-a dus agresiv din start. Patroana nu trebuia să ducă nici la ei acasă, dar na, chiar dacă sunt nepoții ei, dar Leo putea să o mirlească în pușcărie,
Vă aduceți aminte câte probleme de sănătate și ce a pățit el acolo? 2 ani de zile când ei puteau să-și retragă plângerea. Este inadmisibil să te duci din partea lui Leo, adică să ducă copiii sau mama sau... Na, știu mai cine. Dacă nu s-a dus Alin și cu ursul, au făcut foarte bine. Pentru că au respectat pe taică-sa. Înțelegeți? E o situație nașpa. Leo a spus că iartă, dar nu uită. A făcut pușcărie din cauza lor. Că puteau să-și retragă plângerea la timp și nu se mai ajungea acolo. Vedeți-mă că știu ce spun. Asta e adevărul. Uite, oamenii spală mașinile și acum noapte, trecut de 1 noapte, pietre. Disperare, se spele mașinile. N-am văzut așa ceva. La ei acasă cred că e jegul de pe lume și mașinile sunt importante, nu alte chestii. Dacă pui să ajute pe cineva care n-are ce să mănânce, n-ar lua. Da, așa să spele mașini, să bage banii în colătorii, bagă la greu. Dă un aibit de mașină, o speli odată la nu știu cât timp și gata. Rest o speli de ploaia. Păi nu? Ha, sănătate, prieteni, libertate și pace pe pământ. Să văd ce vă mai pun din America. Și bam, bam. Ia uitați, prieteni, câți câini are femeia. 2, 4, 6, 7 câini. Pe bune, mă, ieși cu 7 câini afară. 4 cu zgardă și 3 fără. Vedeți, prieteni? Aiurea, nu? Prea mulți câini. Unul nu era de ajuns?